Era armoniei. Fantezie de Roger Richard, în românește de Romulus Vulpescu. Deschisă ședința Academiei de Medicină. Dau cuvântul domnului profesor Martin în vederea unei comunicări. Domnilor, consider că e de datoria mea să aduc la cunoștința Academiei câteva observații pe care le-am făcut, observații a căror gravitate nu poate fi încă pe de-a întregul apreciată. Într-un cuvânt, domnilor, și-a făcut apariția o maladie nouă. Mi-a fost dat mie să observ primele cazuri. Cazuri încă rare, încă dispersate, cazuri între care n-aș fi stabilit poate nici măcar umbra unei corelații. Dacă hazardul, acest auxiliar nedesmițit al medicilor, dacă hazardul, zic, n-ar fi făcut ca numeroși bolnavi să fie aduși la spitalul al cărui serviciu laringologic îl conduc. Înainte de a trece la generalități, vă rog să-mi permiteți, domnilor, să procedez la o descriere obiectivă a simptomelor observate, cât și a circumstanțelor care au premers apariției. Domnilor, cazul numărul 1. Cel al unei fete de 22 de ani, provenind dintr-o familie fără tare fiziologice, fată care trebuia să se căsătorească la 15 martie. Ceremonia începuse. În sala de căsătorie a primăriei, logotnicii erau înconjurați de părinți, de rude și de prieteni. Primarul tocmai terminase lectura articolelor din codul civil. Nu-i mai rămânea decât să puie întrebarea rituală. Domnule Paul Ferrand, acceptați să luați în căsătorie pe domnișoara René Promoa? Da. Domnișoară René Promoa, acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand? Răspunde, René, ce aștepți? Ce ai rămas cu gura căscată și nu spui da? Vă înțeleg foarte bine emoția, domnișoară. Liniștiți-vă. Am să repet întrebarea. Acceptați să luați în căsătorie pe domnul Paul Ferrand? Bine, dar e o copilărie, se poate. Ce te-a apucat? Răspunde odată. René, se poate. Haide, René. Domnișoară, tăcerea dumneavoastră e profund jenantă. Vezi, Paul, vezi, nu ți-am spus eu că de la fandosita asta te poți aștepta la orice. Și doar ți-am atras atenția. Dar ce tot spuneți, doamnă? A, doamnă, tot ce spun eu știți prea bine și dumneavoastră. Să ne faceți afrontul ăsta, fiului meu și lasă, mie. Lasă, măicuță, lasă. Liniștește-te, măicuță. Și dumneata, mamă, soacră, iartă-o pe mama pentru emoția firească într-o asemenea situație. Îngăniți în soacră tinere, fata mea n-a spus încă da. Doamnelor, Vă rog, situația asta penibilă nu mai poate dura. Cădeți de acord? Sau domnișoara spune da și atunci vă căsătoresc? Sau spune nu și atunci? Domnișoară? Da, domnule primar, nu vedeți că logodnica mea e bolnavă? Hai, vino în brațele mele, iubito. Uite, vedeți? Vine! Hai, răspundem printr-un semn din cap. Nu e așa că vrei să te măriți cu mine? E, vedeți? A făcut da! Doamnelor, domnilor, nu mă pot mulțumi cu un răspuns prin semne. Daul sau nuul trebuie să fie rostit cu glas tare și lămurit. Sărăcuța de ea plânge cu lacrimi cât pumnul. Durerea asta mută mă impresionează, mă înduioșează. Aprod! Condure, te rog, pe domnișoara și pe mama domnișoarei în cabinetul meu. Pe urmă, imediat te duci după medicul de serviciu. O să-i dea domnișoarei un întăritor și când are să se simtă mai bine, o să putem termina ceremonia. Poftiți, vă rugăm, doamne. Poftiți.
medicul primăriei n-a putut decât să constate că nefericita logodnică fusese lovită de mutism total fulgerător. Niciun organ al fonațiunii, rețineți, domnilor, niciun organ al vorbirii nu părea atins. Toate își conservau mobilitatea și suplețea, dar era un mod inexplicabil, incapabil să emită cel mai neînsemnat sunet. Am verificat eu însumi ulterior temeiul acestor observații. Cazul numărul 2, domnilor, nu v-a rămas poate cu totul necunoscut, cel puțin acelora dintre dumneavoastră, și sunteți mulți în situația asta, scump colegi, acelora care se interesează de arta lirică. S-a produs în seara de 2 aprilie la operă, în cursul unei reprezentații cu Barbierul din Sevilla. Zofră, țioare, dar știu că are o seară grasă în visul Caravaggio ăsta. Și să vezi că Panghicar cu miele trântește placa mare. Da, la șustele astea cu visul tot seara cu mașinistul duce greu, că stă iar la demontat încă un zver de ceas. Ala e. Orchestra la drumul iar la Caterinca e. De ce-o fi venit? A scăpat trenul? Aș, parcă nu l-ai ști. Am meșterit el altele și mai și ca să iardă un cârlic. Stai să vezi. Nu. La găiar. Ia fii atent la plătitori. Nu le place bancul. N-a prea auzit el corul din ăstea, baritonat. Nu, fără glumă, fără glumă, ce-o fi având? Da? Firar să fie! Ce așteptați? Lăsați-o la cortina! Jos, cortina! În seara aceea, domnilor, mă aflam și eu la operă. M-am dus numai decât în cabina domnului Caravaggi. Nu mică mi-a fost surpriza constatând la marele nostru cântăreț aceleași simptome, exact aceleași pe care cu 2 săptămâni înainte le observasem în cazul numărul 1. Coincidență, veți spune. Într-adevăr, ar fi putut să nu fie decât o coincidență. Numai că la 4 zile după cazul de la operă m-am pomenit în prezența unui al treilea caz suferind aceeași afecțiune, cazul unei gospodine de treabă surprinsă în plină discuție conjugală. La început, bărbatul s-a bucurat de muțenia asta în care a văzut numai pedeapsa pronii. Dar după 48 de ore a început să se neliniștească și a treia zi și-a adus nevasta la spital la consultație. Domnilor, n-am să mulțesc exemplele. E suficient să vă spun că numărul cazurilor continuă să sporească. Am adresat tuturor colegilor mei din spitale și tuturor cabinetelor de laringologie rugămintea de a-mi semnala bolnavii care li se prezintă. Încât cred că îmi scapă numai puține cazuri. Actualmente, domnilor, cunosc 64. E vorba de o epidemie. Ați pus degetul pe rană, scumpe colega. Numărul bolnavilor crește constant în progresie geometrică. E într-adevăr vorba de o epidemie și avem toate motivele să o considerăm microbiană. Micro. Da? Repede vă mai pronunțați. Microbul ăsta. L-ați identificat? Nu încă, distinse confrate, nu încă. Am procedat împreună cu asistenții mei la un foarte atent examen microscopic al salivelor, sudațiilor, secrețiilor și excreților pacienților. Dar fără niciun rezultat, cel puțin până astăzi.
Agentul mutitei instantanee, acesta e numele pe care vă propun să-l dăm noi maladii, microbul mutitei instantanee, dacă este microb, scapă tuturor investigațiilor. Oricum, domnilor, situația mi s-a părut destul de serioasă încât să justifice hotărârea mea de a adresa domnului ministru al sănătății publice un raport despre epidemie. Când îți spuneam eu, dragă, că profesorul Martin visează un post de inspector general al spitalelor. Dar comunicarea lui, nu poți nega, e foarte interesantă. Interesantă. Scumpe confrate, păi, domnule profesor, uite, colegul nostru tocmai îmi spunea adineauri cu cât interes va urmări expunerea, da? Și dintr-o dată a tăcut la mijlocul unui cuvânt. Cum a tăcut? Un moment, dați-mi voi, vă rog să-l examinez. Vă rog. Domnilor, sunteți împreună cu mine martorii unui caz de mutită instantanee. Academia de Medicină plătește epidemiei primul ei tribus. Dragi ascultători, acum ar trebui ca în fiecare zi la ora asta să retransmitem dezbaterile Parlamentului. Dar o știre de ultima oră ne informează că ședința de astăzi e secretă. Evident, nu cunoaștem ordinea de zi a ședinței. Știm numai că ședința cu uși închise are loc în urma cererii care emană de la domnul ministru al Sănătății Publice. Sperăm că în cadrul buletinului de informații de astă seară vom putea difuza un comunicat. Domnilor, acum sunteți la curent cu faptele care au motivat cererea mea de ședință secretă. N-am vrut să dau acestei epidemii o publicitate care ar fi alarmat țara în mod inutil, cum vrem să sperăm. Cer cuvântul. Domnul Forepatu are cuvântul. Iubiți colegi, nu putem disimula gravitatea situației pe care ne-a descris-o domnul ministru al Sănătății Publice. Consider că sunt interpretul domnilor voastre, al tuturora, când îi mulțumesc pentru încrederea cu care ne-a onorat, nedeghizându-ne adevărul, oricât de neliniștitor, oricât de alarmant ar fi el. Această epidemie, această catastrofă în marș, care ne-a fost sugrăvită pe baza raportului celor mai mari autorități medicale ale țării, nu înseamnă altceva, domnilor, decât amenințarea de a vedea dispărând, dacă nimic nu va putea stăvili flagelul, dispărând vorba omenească. Vorba, domnilor, verbul, cel mai elevat atribut al omului, expresia și instrumentul cugetării sale. Da, nu dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră care îl folosiți aici, în această incintă, în cel mai nobil mod. Nu dumneavoastră, am să vă explic eu ce este vorba. Este baza oricărei relații sociale, prilejul cunoașterii și obiectul ei, carnea gândirii. În fine, vorba este liantul viu al națiunii. Ce anume determină, domnilor, să ne recunoaștem drept fii ai aceleași patrii, dacă nu faptul că folosim aceleași cuvinte, adunate și transmise cu ajutorul vorbirii? Și vorba să ne fie luată? Cred și eu că asemenea amenințare vă sperie. Domnilor, dar odată cu vorba, domnilor, întreaga noastră civilizație ne-ar fi răpită. În viața modernă, vorba ocupă un loc de elecțiune. Știința, abolind distanțele descoperite în cursul secolelor precedente, distanțe care obligaseră gândirea să împrumute pentru a se putea transmite vehiculul semnelor imprimate, știința, deci, a restituit vorbei valoarei primordiale. Telefonul, radioul, înregistrările o transportă pretutindeni, o multiplică, o amplifică la nesfârșit, o conservă, o reconstituie. Secolul nostru, domnilor, este secolul vorbei. Această adunare, chiar, nu poartă numele de Parlament, adică incintă destinată vorbei? Noi, mulțumesc, noi, domnilor, nu vom lăsa viitorimii reci, rapoarte tipărite, fără timbru și fără căldură, fără viață, cu alte cuvinte, rapoarte despre actele și despre discursurile noastre, așa cum au făcut predecesorii noștri. În arhivele noastre sonore, în fonotecile noastre, care au locuit defuncte de biblioteci ale trecutului, sunt conservate vorbele noastre. Lor le-am încredințat mesajul nostru. Ei bine, domnilor, toate acestea vor dispărea dacă epidemia se va întinde. Nu vom ajunge până acolo.
i-am încredințat domnului profesor Martin misiunea de a cerceta și de a găsi cele mai potrivite căi pentru stăvilirea expansiunii mutitii instantanee, precum și pentru vindecarea ei. Bravo! Iau act de această declarație a domnului ministru al Sănătății Publice și vă propun, domnilor, să exprimăm cu acest prilej guvernului încrederea Parlamentului. Supun votului dumneavoastră direct moțiunea domnului Forey Patou. Parlamentul adoptă în unanimitate moțiunea. Domnilor, guvernul vă mulțumește pentru acest semn de încredere. Va ști să se arate demn de ea. Declar închisă ședința se... Ce? Președintele! Îi ducem bine la gât. Gesticulează! Face-o sâmb că nu mai poate vorbi! Mutita! Președintele a zis de mutita! Mutita! O să ne morim cu toți! Mutita! Dragostea mea. Dragostea mea. Te iubesc. Și tu, dragostea mea, și tu mă iubești? O, ce întrebare, dragostea mea. Știi foarte bine că te... Ce? Ce nenorocire. N-am să știu niciodată dacă mă iubește. Dar ce tot scrii în carnețel? Hai, lasă-mă să citesc. Bineînțeles, dragostea mea, că te iubesc. Asta-i drăguț. Numai că nu mi-ajunge doar atât. Vreau să te aud, să te aud. Dacă citesc asta cu glasul meu, am impresia că îmi fac eu însumi o declarație. E jenant. Vreau să te aud. Și-ți jur că am să găsesc un mijloc. Îți jur. Director de teatru, director de teatru! Meserie crezi că e asta, director de teatru? În fiecare seară la ridicare cortinii mă întreb care dintre actorii să-mi rămâie cu gura căscată în timpul spectacolului. Nu mai am decât dubluri în distribuție și măgari ăștia pretind plată mai mare decât vedetele. Profită de situație, scrâmele. Patroane, nu-i de mirare. Desigur, decât pentru dumneata nu-i de mirare. Și pentru dumneata ca și pentru ceilalți, directorul nu-i decât o vacă de mulți. Dar mai întâi și întâi, crezi că te-am angajat ca să mă iei peste picior? Vai de mine, te-am angajat ca secretar, îți dau salariu ca să ai idei. Așa că dacă în 24 de ore nu te prezinți cu una ca să salvezi situația, te dau afară. Vorbi serios, patroane? Cam. Cred că am o idee. Pică bine să auzi. Fiți atent, patroane. Înregistrați tot repertoriul pe bandă de magnetofon, mai înainte ca actorii să ajungă toți afon. Stăm cu banda pregătită în culise pentru orice eventualitate. Să zicem că un actor e atins de mutită în scenă, în plin spectacol. Ce facem? Dăm drumul la magnetofon. Tipul sau tipa continuă să facă gesturile prevăzute în rol și textul spune difuzorul. Eh? Da. Genial, băieți. Genial! Doamne director. Vino să te pup, ai salvat teatru. Lăsa-mi, domnule. Nu numai palme, meu, știi ce teatru, tot teatru cu T mare. Vai de mine. Apropo de asta, să nu sufle o vorbă la ceilalți direct. Nu există. Auzi, cum ți-a venit ideea asta? Geniul, patroane, geniul. Să știți că asta e singura soluție. De altfel și dumneavoastră poate n-ați face rău să vă înregistrați duzina de replici. Duzina de replici? Sigur că da, vă puteți îmbolnăvi de mutită ca oricare altul. Ce mutită? De 6 ani de când lucrez cu dumneavoastră v-am studiat penderete și pe dumneavoastră și repertoriul dumneavoastră profesional. Repertoriul meu? Da, în fond ca să vă conduceți teatru și oamenii nu vă folosesc de mai mult de o duzină de fraze. Cine mereu aceleași. Le știu pe din afară. Vreți să le auziți, domnule director? Ale mele? Da, câteva mostre. Ascultați. Da. Frazele pentru autori consacrați. Admirabil, admirabil, scumpe maestre și prieteni. Admirabil. Cele pentru dramaturgii debutanți. Regret, domnule, dar contracte anterioare. Cele pentru vedete. Scumpă și uluitoare artistă. Sau cele pentru șunile debutante. Puișor drăgălăși, puișor drăgălăși. Șurel, cum îți... Vă rog să vă credeți, patroane, că dumneavoastră cu duzina asta de fraze o scoateți de minune la capăt. Am un amic bun care lucrează la studioul de înregistrări. Dacă vreți, mergem împreună. Văd eu, lasă, să mă mai gândesc. Dar nu prea mult, patroane. Mutita vine din senin. Mutita vine din ai dreptate, ai chiar acum.
Așadar, domnule profesor, toate cercetările dumneavoastră s-au dovedit finalmente zadarnice. Știința se declară neputincioasă a stăvili această dezastroasă epidemie. Din păcate, excelență. Situația este mai mult decât gravă, domnule profesor. Epidemii, istoria noastră a cunoscut destule și încă teribile. Dar până acum niciuna dintre ele n-a pus în pericol chiar existența guvernului. Guvernul e acuzat de incapacitate. Unul dintre membrii opoziției se pregătea ieri pentru o interpelare. Oh. Am avut norocul că mutita l-a atins chiar când urca treptele spre tribună. Raporturile centralizate din serviciile mele de resort afirmă că peste 60% din populația țării e mută. Rezultă perturbări profunde, ba chiar o regretabilă dezordine. La cererea țărilor vecine am fost nevoiți să închidem granițele. Vecinii se temeau pe bună dreptate să nu se molipsească și ei. Dar nici asta n-a ajutat la nimic. De pe acum ravagile mutitei au cuprins întregul continent. Maladia s-a întins în Africa și au fost semnalate primele cazuri în America și în Asia. E o catastrofă mondială. Excelență, vreți să vă destăinui o convingere personală? Vorbiți, domnule profesor, vorbiți. Domnule ministru, consider că trebuie să acceptăm ideea că întreaga omenire e pe cale de a amuți. Oh. Da. Se pare că asistăm la unul dintre cazurile rarisime în care putem vedea cum natura face un salt. Oh. Cred că Homo sapiens străbate sub ochii noștri într-o singură repriză toate treptele intermediare ale unei evoluții care, în mod normal, ar fi putut dura secole în șir, poate chiar milenii. Este extrem de interesant. Pentru savant, poate, dar trebuie să recunoașteți că nu-i deloc amuzant pentru subiectul care experimentează pe propria piele evoluția asta accelerată. Numai la gândul că discuția noastră se poate întrerupe dintr-o clipă într-alta. Și întreruptă cum? În ce mod cumplit? Numai la gândul ăsta și mă înfior. Excelență, să facem haz de necaz și să acceptăm fatalitatea asta. Dacă este o fatalitate... Sunt om politic, trebuie să prevăd. Relațiile sociale, familiale, într-un cuvânt, relațiile omeniști, au cu orice preț nevoie de comunicarea gândirii. Dacă trebuie să ne resemnăm și să punem cruce vorbirii, atunci trebuie să o înlocuim. Excelență, n-am putea introduce imediat cu începere de astăzi chiar folosirea limbajului prin semne, care a fost din fericire perfecționat pentru surdomuți. N-am tocmai eu căderea, domnule profesor, să vă atrag atenția că funcția nu numai creează, ci și întreține organ. Oh, evident. Dacă ne vom sluji de un limbaj exclusiv optic, nu e cazul să ne temem că vom ajunge și surzi? Obiecția dumneavoastră e importantă. Cine e? Intră. Domnule ministru, da. A venit un tânăr care insistă să-l primiți dumneavoastră. Ce? Pretinde că e vorba de mutită și că a pus la punct un aparat. Un aparat? Da. Ce părere aveți, domnule profesor? Da, cum e? În pasul în care ne aflăm, nu? Evident. Da, poftește, poftește să intre. Domnule ministru, domnule. Bună ziua, domnule. Ați descoperit, din câte înțeleg, un remediu al mutitei? Nu chiar, domnule ministru. Aparatul meu, iată-l, nu vindecă mutita. În schimb, e în măsură cel puțin să înlocuiască vorbirea. Știți? Și de ce natură e aparatul? Un aparat acustic, domnule. Acustic? Da, mai precis, electroacustic. Domnule ministru, principiul e foarte simplu. Și anume, fiecărui sunet fonetic al vorbirii, adică, i se dă un corespondent muzical, cu un registru sonor diferit pentru vocale și respectiv pentru consoane. Am ales o octavă în registru acutelor pentru vocale și două octave în registru joaselor pentru consoane. Două rânduri de clape, mâna stângă pentru vocale, mâna dreaptă pentru consoane. Aparatul, după cum vedeți, este de dimensiuni foarte reduse, este extra plat și se poate purta în buzunarul de la haină sau în poșetă. Ingenios! Și practic! Excelență! Logodnica mea și cu mine am și ajuns să discutăm și să întreținem lungi, chiar foarte lungi conversații. Cum? Mititica a fost atinsă de mutita acum o lună. Și tocmai ăsta a fost motivul care m-a îndemnat să caut și să găsesc până la urmă. Și ați putea să ne faceți o demonstrație, domnule? Oh, sigur că da, domnule. Rog. Mare lucru n-am înțeles. Știți, am uitat
învățătoarele de solfegiu din școală. Vreți, dragă domnule, să mai cântați odată fraza asta? Ceva mai rar însă? Da. Na, sol, re, si, la, do, re, mi, fa. Fa, 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 fa. Și ce înseamnă asta? Domnilor, priviți, vă rog, acest tabel de corespondențe. Sol, doi, grav, t, re, acut, e, si, doi, acut, i, la, acut, u, do, trei, grav, b, re, acut, e, mi, doi, grav, s, fa, trei, grav, c, re, doi, grav. Și așa mai bun, bun. Și care e semnificația? Cum se traduce fraza? Simplu. Te iubesc, domnule ministru. Domnule, vă rog. Vai, iertați-mă, am cântat prima frază care mi-a trecut prin minte. Firește, în sistemul meu nu se ține seama de ortografie, numai de sunete. Ingenios, foarte ingenios. Vedeți, domnule, nu pot lua pe loc o hotărâre de unul singur, dar invenția dumneavoastră mi se pare interesantă, da, interesantă. Dacă vreți să-mi lăsați aparatul, treceți mâine. Bineînțeles, excelență. Am să-l supun spre examinare unei comisii de experți, de savanți, de medici și de parlamentari. Dați-mi răgaz o săptămână. Da. Mersi. Și lăsați adresa dumneavoastră secretarului meu. Da. Domnule ministru, domnule. Domnule. Dragi ascultători, am transmis ultimele noastre informații vorbite. Ați auzit bine? Am spus și repet, ultimele noastre informații vorbite. Într-adevăr, Consiliul Guvernamental a decis înlocuirea oficială a limbajului vorbit cu limbajul instrumentalizat. Această decizie intră în vigoare mâine la ora 0, adică peste câteva minute. De altfel, decizia guvernamentală consfințește o stare de lucruri existentă. Cu excepția câtorva persoane, printre care și cel care vă vorbește în aceste momente, se poate într-adevăr afirma că întreaga omenire este mută. O invenție a unuia dintre tinerii noștri compatrioți a permis înlocuirea vorbirii cu muzica, mod de comunicare infinit mai bogat în expresivitate și în nuanțe decât cele aproximativ 30 de sunete grosolane din care se compunea limbajul vorbit. Totuși, s-a prevăzut că în timpul perioadei de adaptare, cu precădere în adunările publice, va fi tolerată folosirea translatorilor, aparate perfecționate care permit transpunerea instantanee a limbajului muzical instrumentalizat în limbaj vorbit. Evident, limbajul instrumentalizat va fi unicul limbaj oficial. Precizăm că decizia guvernului nostru a fost luată în urma unui acord intervenit între toate națiunile globului. Un limbaj instrumentalizat universal se află în faza de elaborare și va fi introdus în curând. Fără îndoială că atunci se va renunța la corespondențele grosolane cu vechiul limbaj vorbit, corespondențe la care suntem obligați să recurgem în perioada tranzitorie. Dispariția la om a facultății de fonațiune, departe de a constitui, așa cum s-a crezut, un regres, reprezintă, de fapt, cel mai important progres pe care l-a făcut omenirea vreodată. S-a născut în sfârșit un limbaj universal, înțeles pe plan universal. Granițele lingvistice dispar și odată cu ele, ultimele bariere care împiedicau înțelegerea reciprocă a popoarelor. Atențiune! Miezul nopții. A fost ora 24. Era armoniei s-a născut. Bine că am terminat, gata, hai să o ștergem. Cui dăm textele cui dăm? Aiurea la asta cu armonia n-are nici cap, nici coadă. Stați, da? Ce faceți? Unde plecați? Păi ne ducem, cu noi ați terminat, nu mai e nevoie de actor dacă nu se mai vorbește. Noi nu suntem lăutari, suntem actori de dar. Da, mai am nevoie de voi. Ați fi știut că mai am nevoie de voi dacă v-ați fi citit textele până la capăt. Dar probabil că pentru un actor asta pare o pretenție exagerată. Ei, dacă am stat să ne pierdem timpul citind toate prostiile astea, nu credeți că e suficient că suntem obligați să le jucăm? Ăsta e teatru, teatru la microfon, teatru radiofonic, audiodramaturgie. Hai, fiți atenți la mine. Nu mai avem decât două scene, nu? Păi, dar n-au zis că nu se mai vorbește deloc, ei, drăcie. Ba da, bătrâne, tu vorbești, chiar tu și dumneata fetițo. Tu, bătrâne, în scena care urmează interpretezi translatorul.
Aparatul ăla care transformă limbajul instrumentalizat în limbaj vorbit. Da, da, da. E o ședință a Parlamentului în secolul 22. Mă rog. Președintele, oratorii, toată lumea, mă rog, chestia asta, se redă muzical. Tu ai să le traduci discursurile pe înțeles. În fine, într-un limbaj simplificat la maximum, telegrafic. Hai să vezi. Hai, gata, atenție. Fă-ți o voce de mașină, de aparat, fără timbru, fără inflexiuni, fără nuanțe. Înțelegi? Și din atâta crezi că asta e nostim? Uite, sunt sigur că de mult nu mai ascultă nimeni piesa. Ce să spun, mă apuc o bucurie nebună când știu că joc și că turul e așa în gol, fără niciun fel. Și ce, tu crezi că pentru ascultătorii ăia e o bucurie să asculte tăcerea? Hai, bătrâne, că-i dăm drumul. Bine. Președintele Parlamentului. Ședință deschisă. Deputat violoncel 22 lectură propunere lege. Trecut două secole, limbaj instrumentalizat universal. De ce bizare rămășițe trecut rezistă încă viață modernă? Idem de ce însuși sunt parlament, translator, transformă splendidul nostru limbaj instrumentalizat, limbaj vorbit barbar. Fosta seară Teatru Comedie Național. Știți ce constatat? Piesă jucată limba arhaică, nimeni priceput nimic. Ascultați mostră. Dar între ei și mine, aș vrea purtarea voastră să hotărască, în fine. Știți, vă rog, marchizii de-apropii amândoi. Știți, astăzi dimineață Cleon de la Palat iar s-a făcut ridicol așa cum s-a purtat, că nu se găsesc prieteni în stare să-l îndrume, să-i dea un sfat cu minte cum să se poarte în lume. E drept, te compromite prin aere prostești. Îți sare în ochi purtarea de cum îl întâlnești. Și dacă după vreme mai lungă reapare, purtarea lui îți pare că e și mai primătoare. Scandal, scandal, rușine subvenționată, suprimare, suprimare. Unanimitate, proteste, scumpi colegi, îmi asigură succes prezentă propunere lege. Abolire pur și simplu toate rămășițe limbaj vorbit arhaic reacționar, suprimare translator parlament și alte adunări publice, interdicție predare și învățare decât instrumentalizat, interdicție predare și învățare veche limbă vorbită, chiar și cazurile sub pretext transpăr studii umanistice antice. Președintele, supun vot propunere lege. Unanimitate. Lege intră vigoare imediat. Scoateți priză, translator. Ei, acum, în fine, e gata de adevărat. S-a isprăvit și ne luăm tălpășița. Încă nu, încă nu, frate, dragă. Am terminat. Vezi că eu sunt cam grăbit. Peste o jumătate de ore am un post sincron de dublare la Mondial Film. Nu mai ai decât o scenă scurtă, o scenuță. Tu mai ai exact 3 rânduri de spus și dumneata, domnișoară, mai ai un pic. În regulă, cu condiția să nu dureze mai mult de 2 minute. Da, nici da. Măcar, mă nici rog. Măcar. Explică-ne chestia, maestre, fiindcă mă înțelegi, noi nu prea înțelegem mare lucru din limbajul ăsta instrumentalizat. Uite, e simplu ca bună ziua. Scena asta are loc după altă sută de ani, în secolul 23. Ascultați piculina. Și vioara. Înțelegi numai decât că e vorba de un duo de îndrăgostiți. Un băiat și o fată. Dar pe neașteptate ceva nu e în regulă. Auziți? Parcă ar fi niște chixuri, niște
note false. Mai întâi la vioară se oprește. Piculina, fata, e neliniștită. Îl întreabă ce are. Băiatul nu răspunde. Tăcere. Și se petrece acum cel mai neașteptat lucru din lume. Te iubesc. Nu știu ce am. Ceva se mișcă aici, în untru, în gură, în gât, lej. Fac ce un zgomot cam ciudat. Te iubesc. Și eu te iubesc pe tine. Și gata. Povestea s-a sfârșit. Doi îndrăgostiți au regăsit în lăuntrul lor vechea voce omenească. Ați ascultat Era Armoniei, fantezie de Roger Richard, în românește de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: Radu Beligan, Marcel Angelescu, artiștei poporului, Ion Lucian, Maria Voluntaru, artiști emeriți, Ion Henter, Marcel Gingulescu, Haralambie Polizu, Toma Caragiu, Cornel Vulpe, George Carabin, Mihai Fotino, Zoe Angel Stanca, Dumitru Furdui, Melania Cârje, Marian Hudac, Arcadie Donos, Ion Cosma, Valentin Plătăreanu, Dumitru Mirea. Regia muzicală Mihai Roman. Regia tehnică inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică Elena Negreanu.